Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Tatiana Fischer, moderator, Elena Vieru, regizor, vă invit în spațiul public, suntem și pe online. Ne puteți urmări pe site-ul treme.md și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Revenim la discuția proiectului lansat de curând de către Ministerul Educației și Cercetării, proiect cu privire la reorganizare prin fuziune absorpție a unor instituții din domeniile educație, cercetare și inovare. Avem reacții și pro și contra. Între timp și-au exprimat atitudinea față de acest proiect Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. La dezbaterea de astăzi participă doamna deputat Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Doamna deputat, bine ați revenit în spațiu public, vă mulțumim pentru prezență. Cu plăcere, bună ziua. Salutăm și mulțumim pentru că a acceptat invitația domnului academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua pentru domnul membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Constantin Gaindric. Bine ați venit la Radio Moldova. Prin telefon vom lua legătura cu domnul academician al Academiei Române, Bogdan Simeonescu, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Vorbim despre proiectul, și eu deschid aici ghilimelele, așa se numește proiectul, cu privire la reorganizarea prin fuziune, absorpție a unor instituții din domeniile educație, cercetare și inovare. Doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, ce zice Parlamentul, ce zice Comisia de Profil despre acest proiect? Bine venit, bine gândit, bine argumentat? În primul rând ar trebui să zicem că este un proiect care a întârziat destul de mult. În al doilea rând ar trebui să menționăm probabil și să subliniem că e un proiect care vizează cel puțin trei categorii de beneficiari pentru care credem că acest lucru este foarte important. Aceștia sunt, în primul rând, studenții și, având în vedere situația noastră și faptul că în 10 ani, deci din 2010 până acum, de la 107.000 de studenți în învățământul superior am ajuns la numai 59.000, având în continuare un număr foarte mare de instituții, atât publice cât și private. Mai mult de atât, având o situație în care alocațiile bugetare pentru învățământul superior au crescut, câte puțin au crescut, dar înseamnă că noi cu același buget finanțăm, de fapt, un număr mult mai mic de studenți care sunt în învățământul superior. Pentru studenți, cred că este foarte important și pentru sistem în general, este ca totuși să existe niște procese foarte moderne de predare-învățare și aici, fără integrarea rezultatelor științei, cred că nu este bine și nu este posibil. În al doilea rând, este, credem, în beneficiul profesorilor universitari. Foarte mulți din colegii de la nivelul învățământului superior au într-adevăr foarte mult și ca șarjă de predare și de multe ori fac cercetarea științifică aproape ca un hobby. Deci vor să facă acest lucru, fac acest lucru pentru că este important și pentru perfecționarea profesională și pentru a reuși să fie și cadru didactic bun, dar este totuși încă un nivel insuficient de interacțiune și integrare cu ceea ce înseamnă integrarea procesului de cercetare în procesul de predare-învățare. Și în al treilea rând, este un proces iminent și un obiectiv al Ministerului Educației pentru a sprijini cercetătorii, deci încă un grup de beneficiari, și colegii prezenți în studio și mulți dintre ascultători probabil cunosc că, da, într-adevăr, noi nu avem o finanțare foarte mare pentru domeniul cercetare în comparație cu statele europene și pas cu pas va trebui să facem tot efortul de care suntem capabili noi ca societate, ca țară, ca guvern, parlament și toate instituțiile pentru a reuși să creștem nivelul economic și astfel să creștem și sprijinul pentru cercetare. Dar în ultimele
în ultimii ani, în momentul în care avem partea de cercetare finanțată prin programe, pe bază de concurs, de mai multe ori în discuții cu comunitatea academică, am discutat, cred că de prin 2019, despre nevoia de finanțare mai bună a activității de cercetare, dar și a părții instituționale de funcționare. Și obiectivul Ministerului Educației este să revadă această metodologie de finanțare instituțională și să sprijine mai mult această parte pentru a da posibilitatea și a da mai multă stabilitate pentru cercetători. Este clar că asta trebuie făcut și acesta este obiectivul Ministerului. Și încă un moment pe care aș vrea să-l menționez este tocmai un moment în care, prin acest proces de consolidare a învățământului superior și cercetării, putem, în afară de faptul să aducem cercetarea în învățământ și respectiv să se influențeze ambele procese și să vină mai ușor și să fie identificați mai ușor tinerii ca să vină în cercetare, putem să beneficiem și de un avantaj pe care îl oferă proiectul Băncii Mondiale pentru sprijinirea învățământului superior. Respectiv, în cadrul acestui proiect, universitățile pe patru domenii mari, medicină, învățământ, inginerie și tehnologii informaționale, au posibilitatea să înainteze proiecte și să fie finanțate pentru a-și îmbunătăți structura instituțională, deci infrastructura de cercetare și educație, programele și respectiv, având autonomie universitară, să poată să elibereze anumite fonduri pentru a investi în resursa umană, în creșteri salariale. Deci pentru acest lucru sunt circa 700 de milioane de lei prevăzuți pentru a fi alocați universităților. Spuneți, beneficiarii acestui proiect, dacă se implementează, vor fi universitățile, studenții, profesorii, cercetătorii. Acum, în această emisiune, participă doi academicieni, este președintele Academiei de Științe și este domnul membru corespondent Constantin Gaindric, care o să vă adreseze întrebări, pentru că și cercetarea academică ar vrea să știe dacă va fi în câștig sau nu, pentru că, conform acestui proiect, cele mai multe institute de cercetare, dar nu cele mai multe, dar chiar majoritatea, vor fi absorbite de universități. Domnule academician Ion Tighineanu, vă rog, întrebarea pentru doamna Liliana Nicolaescu-Năfrei. Suntem în dezbatere, vrem să știm soarta de mai departe a cercetării, a învățământului superior. Da, vă mulțumesc. La 1 iulie a avut loc adunare generală a membrilor titulari și corespondenți ai Academiei de Știință. Au fost discutate toate particularitățile propunerii Ministerului și acest proiect de reformare a fost respins categoric. Acum eu o să formulez întrebarea mea. Deci, practic în toată lumea, cercetarea științifică are doi piloni. Un pilon sunt institutele de cercetare și alt pilon sunt universitățile care contribuie la dezvoltarea cercetării științifice. Special, la începutul anului, am organizat la Academia de Știință prelegeri publice și am vorbit atunci cu domnul ministru Anatol Topală, a participat la prelegerea publică a domnului academician Bogdan Simionescu. Deci, domnul academician Bogdan Simionescu a venit cu o informație cum este organizată cercetarea științifică în România. Sunt institute de academie cu institute de cercetare, circa 60 institute de cercetare. Este ministerul cu institute de cercetare naționale și, desigur, sunt universitățile. Ei interacționează, este o colaborare același lucru în Ucraina, este academia cu institute, sunt institute de cercetare naționale. Deoarece noi tindem spre aderare la Uniunea Europeană, l-am invitat pe domnul profesor Vladimir Fomin, membru de onoare al Academiei de Știință a Moldovei. Circa 30 de ani activează în Occident, în Belgia, Germania. A activat vreo 15 ani în universități și vreo 15 ani în institute de cercetare, cum este într-un institut de cercetare al societății Leibniz. Și dumnealui cu lux de amănunte a explicat că, iată,
Cercetarea este doi piloni, cum ar fi vase comunicante. Și desigur este o interacțiune, dar institutele de cercetare acolo unde cercetătorii lucrează practic 24 din 24 de ore, eu am activat în Germania și cunosc lucrul ăsta. Deci ele aduc o contribuție foarte importantă. Desigur, cum noi vom organiza aici, trebuie să ne gândim, dar să nu distrugem institutele de cercetare care au fost create 70-60 de ani în urmă, au istorie, au deja o imagine la scară internațională. Eu nu mi închipui cum Institutul de Fizică Aplicată, de exemplu, că avem mai multe institute, să dispară de pe harta cercetării științifice personalități. Nu? Eu eram doctorand la Moscova, atunci aspirant, se spune. Mă întrebau colegii la Institutul de Fizică Lebedev, îl cunoașteți pe domnul academician Sviatoslav Moscalenko? Iată, a prezis, a descoperit fenomenul de Bose-Einstein și ei încercau la Moscova, fenomenul de condensare Bose-Einstein, încercau la Moscova experimental să demonstreze ceea ce a prezis academicianul Sviatoslav Moscalenko. Profesori din Japonia, nu numai odată m-au întrebat, dar profesorul Sviatoslav Moscalenko, iată noi, am cercetări. Până la urmă, în Statele Unite a fost elaborat un laser absolut nou, polaritonic. Laser pentru biomedicină. Acum este implementat în o contribuție extraordinară a științei Moldovei. Cercetătorii noștri au dus faima acestui pământ plai pe toate continentele. După 90, iarăși, cercetătorii participând la evenimente internaționale, eu țin minte cum în California, în Japonia, desenam harta Europei și arătam unde e Republica Moldova. Și iată aceste institute cu o istorie de 70-60 de ani, acum pur și simplu vor, știți, identitatea lor va fi lichidată. Și mai departe, unul Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu aceste colective. Da, se spune că vor înflori. Eu personal, și nu numai eu, colegii mei de la Academia de Știință a Moldovei, nu sunt sigur că vor înflori. Chiar mai mult decât atât, vor fi procese care vor duce la dispariția unor colective foarte performante. Domnul membru corespondent al Academiei de Știință, Constantin Gainic, de ce se tem? Da. De ce se tem sau de ce se îngrijorează, din cauza căror motive se îngrijorează acum Academia, membrii Academiei, institutele de cercetare, oamenii din cercetare? Dacă o să încep totuși de la aceea ce mă îngrijorează pe mine. Haideți, să începem da, de la aceea, da, că de mai aproape. În nota informativă și în cea cum se cheamă analiza de impact, spune că există o singură alternativă. Spuneți-mi, vă rog, chiar într-adevăr e numai o singură alternativă? Eu cred că nu e corect. Alternative sunt. Și vreau să spun, noi toți cred că ne dăm seama că ceva nou e ceva ce am uitat de mult, a fost cândva ceva bun și am uitat despre asta, la mult descoperim și ne pare că am devenit foarte performanți. În Institutul de Cercetare anual, întotdeauna noi am fost director din institut și știu lucrul ăsta din așa corect. Colegii la universități veneau odată la 2-3 ani, pe 2 luni, pe 3 luni, la împrospătare a cunoștințelor și de lucru în laboratoarele noastre. Noi întotdeauna am avut lecții, țineam lecții și era o colaborare foarte bună cu universitățile. Studenții vineau la practică anual. Noi, începând din anul 3, ei erau la noi la practică, învățau. Unii învățau programare, alții făceau parte teoretică. Asta era o interacțiune foarte benefică și
să vă spun, chiar da rezultate extraordinare. Acum nu se mai produce asta? Nu se mai întâmplă? În ultimii 15-20 de ani n-am văzut niciun profesor din universitate să vină la noi pe două luni. Vin la seminare câteodată. Studenți n-avem la practică, dar ia spuneți-mi, la facultate de matematică, matematicieni astăzi sunt, s-a admit la 8-10 persoane. Spre sfârșit, la anul 3, ajung 4 și mai puțin. Exact, despre asta este vorba. Imaginați-vă că vin afară de cei 30 și ceva de profesori de la facultate, mai vin 51 de cercetători de la matematică de la noi. În Universitatea de Stat, în rezultatul acestei fuziuni, mai vine Institutul, Universitatea de Cultură Fizică și Sport și vine Academia de Administrare Publică. Atunci eu nu pot să înțeleg și aș vrea să poate să primesc o lămurire, cum o să beneficiez eu ca cercetător, bine, nu vorbim de mine, asta e altă, de un cercetător care a venit acum la institut, apropo, nu prea vin, salariul de cercetător principal, doctor habilitat, profesor universitar, e 8.000 și ceva, iar un tânăr de la universitate, fiindcă eu sunt de multe ori președinte de comisie la licență, le spune, chiar am auzit, profesorul la politică îmi spune, să nu vă duceți nicăieri dacă vă dau mai puțin de 10.000. Păi bine, cum poate să vină omul ăsta în cercetare? Acum, încă o întrebare și termin. Problema nu terminăm aici, abia începutul dezbaterilor. Iacă se spune că se vor elabora, să elimina unele fonduri de care s-a eliberat directori, administrare, ce va apărea, niște bani în plus. Adică aveți chiar în vedere funcții vor fi lichidate, funcții de manager, Dumnezeu, da? Dumnezeu știe, dar afară de asta, iată, se spune că 200 de milioane vin la managementul cercetării, educației și mă gândesc, nemodificând legea salarizării, ce o să aibă un cercetător din asta? Deci nu poate fi o singură hotărâre de guvern, apropo, legea salarizării, lege aprobată de dumneavoastră de parlament. E bine, greșesc. aprobată de guvern, dar e altă lege. Și noi vorbim acum despre modificările este cu funcționări și absorbiri și toate astea, dar și ne spune că se va mări. Eu nu văd. Da, doamna deputată a zis, se vor mări, așa ați spus. Dar cum o să mărească? Vor fi fonduri dacă nu fonduri, ori fi, dar legea salarizării nu-i modificată. Atunci haideți să ne gândim. Haideți să discutăm. Și în momentul ăsta trezește, credeți-mă, noi nu suntem retrograți, cum ni se spune în argumentare. În argumentare se spune... Este așa ceva în argumentare? Fraza nu e spusă. Asta se spune că riscurile care sunt. Că iată, acolo reticență față de schimbări și asta. Sunt riscuri. Cu alte cuvinte, nu sunt acuzații, sunt riscuri și este corect să evaluăm riscurile. Dar dacă îmi permiteți ca să o luăm punctual pe întrebările dumneavoastră. Nu sunt bine argumentate. Ar fi bine măcar undeva cifre. Eu sunt și matematician afară de asta. Și aș vrea unele cifre care să-mi arate cât, prin ce și cum. Ce va avea în plus studentul, ce va avea în plus profesorul și ce va avea cercetătorul. Asta e unul. Și ultimul, absolut ultimul chiar, într-adevăr. Institutul de cercetare nu poate fi numai într-o singură. Dacă nu sunt institute ale universităților, unde se pregătește absolventul, trece din, după licență, trece la masterat, trece la doctorat, și în institutul ăsta el primește și crește, după asta universitatea nu poate să-i țină pe toți. Deci o parte din ei
trebuie să ducă în institutele de cercetare, în industrie, în alte părți. Așa și trebuie. Deci lucrul ăsta, iar nu este stipulat. Eu nu vă zic de aceea că suntem contra. Dar vă spun, îți bat joc câteodată, mă scuzați, impactul de mediu. Eu când am citit lucrul ăsta am căzut jos. Ca argumentare, da? Da, da, da. Să va îmbunătăți calitatea aerului, calitatea solului, biodiversitate și asta. Un funcționar care nu s-a gândit bine a luat și o copie din alt. Din alt document, vreți să spuneți. Dacă îmi permiteți. Sunt deja vreo 4 întrebări și eu n-am să reușesc să mint. Doamna deputat, vă rog să vi le fixați, pentru că acum avem legătura cu Bucureștiul. L-am sunat pe domnul academician Bogdan Simionescu. Și vom lua și părerea Academiei Române asupra acestui proiect, pentru că greu, deja este o poziție exprimată oficial. Domnul academician Bogdan Simionescu, bună ziua! Bună dimineața! Vă mulțumim pentru această legătură! Cu mare plăcere! Ce părere aveți despre proiectul pe care l-a lansat Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău? Proiectul așa și se numește, cu privire la reorganizarea prin fuziune, absorpție a unor instituții din domeniile educație, cercetare și inovare. Academia probabil a citit acest proiect, l-a studiat și altfel nu și-ar fi exprimat poziția. Avem această poziție Academiei Române față de proiect. Vă ascultăm și vă mulțumim. Da. Împărtășesc părerea exprimată de Academia Română, pentru că este bazată și pe experiențe anterioare pe care le-am parcurs în România. Noi știm că, la un moment dat, în 1976, guvernul comunist de atunci a hotărât să ia institutele de la Academie și să le transfere la diferite ministere. Rezultatele au fost foarte rele, pentru că a fost o chestiune negândită. Chiar dacă ea era susținută de păreri, vom îmbunătăți, vom face, va fi mai bine, o să fie mai grozav și așa mai departe. Ei bine, rezultatele au fost foarte proaste. După 3-4 ani, cercetarea românească pe scena internațională practic dispăruse. Nu s-a îmbunătățit nimic în țară, oamenii tineri n-au mai mers spre cercetare, pentru că ea nu mai era ceea ce trebuia să fie, o căutare a noului, o aplicare a noului. Da? Așa încât lucrurile astea sunt extrem de periculoase dacă sunt făcute rapid și fără o bună gândire, o bună pregătire. Da? Nu mai e vorba de un progres, e vorba de un regres al cercetării. Asta se va întâmpla. După părerea mea, două lucruri sunt necesare. Întâi, ar trebui ca Republica Moldova, care și-a ales drumul spre comunitatea europeană. Foarte bine. Ar trebui să aibă și o strategie de dezvoltare a țării. Foarte, foarte bine gândită. Și strategia s-ar trebui să spună care sunt domeniile pe care vrem să le dezvoltăm în Moldova. Dezvoltăm cercetarea aerospațială, mă îndoiesc. E foarte greu, da? Dar putem dezvolta cercetare în, eu știu, dezvoltarea produselor agricole într-o industrie alimentară foarte bună, competitivă în plan european. Pentru asta ne trebuie următoarele lucruri. Ne trebuie atâția specialiști. Deci, învățământul trebuie să facă peste 4 ani, peste 5 ani să am atâția specialiști în domeniul acesta, agricol. Da? După aceea, ne trebuie infrastructură. Ne trebuie mașini agricole. Ne trebuie fabrici de prelucrare a produselor agricole, da? Ne trebuie și fonduri pentru toate acestea ca să poată fi îndeplinite, da? De unde iau fondurile respective? Și așa mai departe, trebuie un plan extrem de complex. Abia atunci cercetarea va ști la ce să răspundă în mod concret. Dacă facem niște uniri din acestea prin absorpție, nu vom ajunge nicăieri, nu vom face decât să reușim să bulversăm, să distrugem actualul sistem de cercetare, care are părțile lui bune. Există în institutele de cercetare, după cum există și în universități, grupuri de cercetare competitive internațional, care sunt în general create în jurul unei personalități
Foarte bine, așa se întâmplă peste tot în lume. Noi am mai avut o experiență în România și experiența asta s-a numit o lege a consorțiilor universitare, care a apărut peste noapte, negândită, și care spunea că trebuie să facem consorții din o universitate sau două, 1, 2, 3, 4, 5 institute de cercetare ale Academiei, 3, 4, 5 institute de cercetare, inovare cu profil tehnic și așa mai departe. Ei bine, știți câte consorții s-au făcut? Niciunul. Pentru că era o lege absolut negândită, care nu putea să funcționeze. În schimb, în momentul în care ministerul a venit cu o chestiune într-adevăr gândită și a spus, uitați-vă, mă interesează să lansez, pe mine minister, mă interesează să lansez un program de cercetare care să sprijine întreprinderile mici și mijlocii. Vă rog să depuneți proiecte în acest program. Atenție însă, noi vom încuraja proiectele și vor obține un punctaj mai bun, proiectele care vor fi depuse decât un mic consorțiu care va conține o universitate, un institut de cercetare și una sau două întreprinderi mici și mijlocii. Atunci s-au făcut consorții viabile, care au mers timp de 3 ani de zile foarte bine, după aceea s-au făcut alte consorții pentru un alt tip de proiecte de cercetare și așa mai departe. Deci, cred că întâi și întâi ar trebui făcut un plan de dezvoltare a Moldovei, o strategie pe termen lung. Doi, ar trebui făcut o analiză SWOT, puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări a sistemului de cercetare și a învățământului superior. Numai în acest mod putem progresa. Pe de altă parte, v-aș sugera să vă uitați și la experiența României, pentru că puteți învăța din anumite lucruri bune și rele pe care le-am făcut și noi, pentru că am făcut și lucruri rele pe care le-am plătit foarte scump. Și pentru că vorbim de o reformă a cercetării sau reorganizarea cercetării și învățământului. Ei bine, în învățământ, când fac o lege, ea trebuie să fie extrem de bine gândită, pentru că rezultatele legii se văd abia la 10 ani după ce a început să fie aplicată. Legea trebuie să prindă copilul în clasa întâia și să termine copilul liceul și să intre pe piața muncii. Și abia atunci ne dăm seama dacă legea a fost bună sau a fost proastă. Și dacă a fost proastă, gândiți-vă că am pierdut 10 ani și am nenorocit generații întregi de tineri. Domnule academician, cei prezenți în studio la Radio Moldova, doamna deputată Liliana Nicolescu-Onofrei, domnul academician Ion Tighineanu și domnul membru corespondent Constantin Gaindric, au încuviințat, eu mă uitam pe rând la fiecare, care e expresia feții și ce exprimă fața dumnealor și toți au încuviințat. Adică vă mulțumim pentru recomandări și vă mulțumim pentru opinia. Cred va fi luată în seamă, va fi contabilizată această opinie prețioasă care vine din partea unui academician al Academiei Române, domnul Bogdan Simeonescu. Vă mulțumim! Suntem în spațiul public în continuare. Discutăm proiectul lansat de Ministerul Educației și Cercetării cu privire la reorganizarea prin fuziune a unor instituții din domeniile educație, cercetare și inovare. Doamna deputat, acum puteți să răspundeți la toate întrebările care au răsunat aici. Da, cum vedeți? Cred că ar trebui să încep cu procesul. Ultimele remarci și bineînțeles, excelența sa, domnul academician Simeonescu, nu avea cum să știe că în Republica Moldova există un proiect de strategie de țară, Moldova 2030, care a fost foarte pe larg dezbătut și nu degeaba mai multe guvernări nu au reușit să-l aprobe pentru că necesita îmbunătățire și acesta este obiectivul primordial al guvernului. Acest document de strategie de țară trebuie finalizat. În mod cert, partea de dezvoltare a învățământului și cercetării trebuie să fie mult mai pregnantă. De asta am încuviințat, pentru că este important un asemenea document de țară, dar cum ziceam, dumneavoastră nu avea cum să știe că există.
Dacă ne întoarcem la întrebările și temerile care domnul academician Bogdan Smionescu a zis că au existat experiențe nu prea bune în România când s-au făcut comasări, când dumnealui a făcut referință la o lege a consorțiilor, când s-a gândit... Aș putea să mă pronunț exact pe caracterul legii și situației, pentru că nu le-am cunoscut, dar aș putea să sesizez din ceea ce spunea dumnealui un anumit element de nostalgie, pentru că atunci când vorbim despre modelele anterioare existente și dezvoltarea învățământului și cercetării în țările noastre, și aici mă refer la țările post-sovietice și post-socialiste, anterior, evident că modelul a fost cumva unul mai de unificare și centralizare și, din păcate, cu scuzele de rigoare pentru cei de față, că nu este cazul, dar, din păcate, academiile de știință din aceste țări au reprezentat și un puternic centru de ideologizare și de control al cercetării. Din păcate, asta este un dat, da? Dar în momentul în care facem referință la modele sau situații care s-au întâmplat într-o țară sau alta, dați-mi voi și mie să vin cu exemplul Estoniei. În Estonia, mulți ani în urmă, modelul de dezvoltare până la urmă a fost ales cel vestic, în care integrarea institutelor de cercetare s-a făcut în universități. Și acum, dacă ne uităm la cum și ce face Academia de Științe din Estonia și ce funcții îndeplinește, deci este principalul sfătuitor și consultant științific, dacă vreți, al guvernului, pentru a da partea de cercetare în sprijinul dezvoltării de politici în domeniu și nu invers, partea de politici, cum să se facă lucrurile în domeniu. În al doilea rând, institutele de cercetare integrate în universități au dat un nou impuls. Dar în Estonia, institutele de cercetare țin de academie sau de universități? Nu, sunt în universități. Sunt în universități. Fost în academie, sunt în universități. Sunt anumite institute care au rămas pe anumite profiluri determinate, probabil, nu cunosc, dar probabil logica rămânerii unor anumite institute de cercetare ca entități separate a avut o bază în analiza făcută de colegii de acolo. Dar ce vreau să spun, apropo de consorții, mi se pare ciudat că în România s-a dat o lege pentru consorții, pentru că modelul cel mai bun este într-adevăr cel menționat pe partea de proiecte, și aici este momentul important. Deci cum anunțăm proiecte de cercetare, așa încât acestea să fie relevante și pentru economie și pentru societate, și asta este important. Și atunci capacitățile trebuie să se adune pentru a participa la aceste proiecte. Din punctul acesta de vedere, este importantă și analiza direcțiilor pe care trebuie să se întâmple cercetarea, priorităților. Deci partea de muncă pe care Ministerul Educației împreună cu institutele de cercetare și cu universitățile au făcut-o pentru a analiza modelele de specializare inteligentă pe care trebuie să le avem pentru ca să putem face acest lucru, eu cred că este foarte important. Dar mai vreau să zic un lucru. Deci, în Estonia, dacă ne uităm acum la cum este finanțată cercetarea, deci avem un tablou cam de felul următor, astea sunt date cam din anul 2020, cred. Bani din sectorul public pentru cercetare și dezvoltare, circa 125 de milioane de euro. Bani din sectorul privat care vin pentru cercetare sunt circa 133 de milioane de euro. Și, de asemenea, fonduri externe, deci fonduri europene, Orizont, proiecte de cercetare transfrontaliere sau alte proiecte. Deci, în total, un buget de 304 milioane de euro pentru o țară ca Estonia, cu care noi suntem cumva comparabil și ca dezvoltare anterioară. Deci, au progresat mult mai repede și mult mai bine. Dar un lucru și mai interesant este că acești bani care merg pentru cercetare merg atât pentru entități de cercetare din sectorul public, cât și pentru entități de cercetare din sectorul privat. Ce entități de cercetare în sectorul privat avem noi? Cine știe? Ce fonduri vin din sectorul privat ca să fie finanțată cercetarea? Zero. Deci pentru acest lucru, absolută dreptate,
domnului academician Gaindrick, este vorba de pași concreți care trebuie să fie mai departe, trebuie să se întâmple, pentru că hotărârea respectivă la care s-a referit domnia sa ține de acest proces de fuziune, deci acest proces de consolidare a învățământului superior și cercetării în entități mai complexe, dar pașii care urmează de asemenea sunt foarte importanți. Deci este vorba și de modul de finanțare și de schimbarea modelului de finanțare atât pe proiecte cât și instituțional, așa încât partea instituțională să fie crescută și așa încât institutele de cercetare să poată să continue activitatea de cercetare fundamentală, dar și aplicată, deci nu neapărat în conjuncție cu proiectele care sunt câștigate, dar și anumite lucruri care vor fi comandă de stat, pentru că asta este important pentru stat. Și da. Acest lucru trebuie să asigure și relevanța cercetării. Doar un moment vreau să zic, pentru că tot prima întrebare sau comentariul era de la doamna Tighineanu. Nu dispar instituțiile de cercetare. Institutele nu dispar. Ele sunt în cadrul universităților. Mai mulți academicieni care s-au pronunțat asupra proiectului la Asamblea Generală ziceau că institutele de cercetare își vor pierde personalitatea juridică. Nu este adevărat. Personalitatea juridică nu înseamnă să-ți pierzi personalitatea ca instituție de cercetare, pentru că ești în cadrul unei universități. Și dacă vă uitați la universitățile mari din lume, e tot așa. Există institute de cercetare a universității. Eu voi veni cu opinia mulți stimaților noștri academicieni. Academicianul Mihai Cimpoie, deci în cadrul adunării generale. O republică, ce se vrea, europeană, care deja are această promisiune, nu poate intra în Europa fără un sistem național de cercetare, fără academie, fără personalități, fără școli științifice, fiindcă acest proiect de reformă va distruge și școlile pe care le avem. Academicianul Leonid Culiuc, Academicianul Leonid Culiuc, Academicianul Leonid Culiuc, în mod evident, toată inițiativa aceasta e destructivă. Ea trebuie oprită și dacă nu va fi oprită, înseamnă că cineva, pur și simplu, lucrează contra societății Republicii Moldova. Acum vreau, Eu o să vin cu argumente. Acum, Academia de Știință a venit cu recomandările respective și 2 ani în urmă și 1 an în urmă și actualmente toate sunt în raport asupra stării științei. Iată, una din principale recomandări. De elaborat și aprobat o strategie națională de cercetare și inovare a Republicii Moldova pentru perioada de până la 2030. Nu este așa o strategie. Acum, noi am avut o înțelegere, de fapt, că ca să reușim, în primul rând, trebuie să venim cu modificări la codul cu privire la știință și inovare. Desigur că acum se vorbește despre finanțare instituțională. Mă scuzați, am avut o înțelegere cu domnul ministru Topală, că vom promova metodologia de evaluare a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării în vederea clasificării lor după performanțe pentru asigurarea accesului diferențiat la surse de finanțare instituțională. Asta e. Păi eu nu știu cine împiedică. Vorbiți cu domnul ministru. Noi am avut toamna trecută. Am avut toamna trecută, nu mă supăr, o înțelegere și ni s-a spus că până la finele anului trecut această metodologie va fi promovată prin hotărâri de guvern. Mai mult decât atât, domnul ministru și aici domnul eu chiar am fost foarte... Dacă nu vă supărați, da. Eu nu am participat la discuțiile dumneavoastră, dar având în vedere acum ceea ce spuneți dumneavoastră, nu ne împiedică nimic să facem mai departe promovarea acestei metodologii și în situația în care institutele sunt integrate în universități. Și imediat o să vă spun de ce. Nu, pentru că, înțeleg, dar dați-mi voie să închei gândul. Pentru că noi avem Programul Național de Cercetare și Inovare și, conform acestuia, toate institutele și universitățile, deci toți cei care au finanțare, până la finalul anului 2023, exact asta vor avea. Exact asta și exact pentru această entitate. Institutul, de exemplu, de matematică și integrată în cadrul universității. Deci fondurile acestea sunt și urmează să fie realizate aceste proiecte. Mai mult de atât, din anul următor, până în decembrie 23, noi deja trebuie să avem următorul program național pe următoarea perioadă și care deja trebuie încă mai bine să
substanțieze direcțiile principale pe care avem nevoie de cercetare, așa cum ziceam, așa încât cercetarea să devină relevantă. Pentru că, iarăși, cu tot respectul, într-adevăr, noi avem cercetători extraordinari și indici care vorbesc despre Academia de Științe, despre institutele de cercetare, despre universități, cu un număr de publicații în diverse publicații internaționale. Dar, atunci când întrebăm despre relevanța acestor cercetări și cât s-a pus în practică și cât, ce parteneriate au existat cu domeniul de afaceri pentru ca să se întâmple ceva foarte și foarte necesar pentru dezvoltarea economiei și să dea un impuls, sau pentru domeniul social și să dea un impuls. Deci asta este partea cea mai importantă care trebuie să se întâmple. Doamna președinte, și dumneavoastră când vă referiți la momentul întârzierii cu anumite metodologii, da, dar amintiți-vă ce perioadă am avut. Dar și nu e vorba de întârziere, e vorba că am avut o înțelegere. S-a creat un grup de lucru interinstituțional în decembrie anul trecut. S-a creat un grup de lucru interinstituțional care, de fapt, trebuia să pună în discuție toate particularitățile reformei. Acest grup de lucru interinstituțional creat prin ordinul semnat de domnul ministru Topale nu s-a convocat decât o singură dată, la 31 martie 2022. Deci, practic, fără o discuție în grupul de lucru interinstituțional. Pe metodologie? Noi trebuia să venim cu un concept al acestei reforme. Deci, acum, pe ultima sută de metri, ni s-a spus că institutele de cercetare vor fi transferate în cadrul universităților pentru că acolo sunt condiții mai bune. Absolut, fără argumentări, absolut, fără o analiză profundă, domnul membru corespondent, pas continuă. Dar eu întreb. S-a discutat proiectul? Când s-a discutat? Cât s-a discutat? Pe ce platforme s-a discutat? Dacă puteți să ne spuneți. Au fost multe întâlniri, domnul ministru, cu... Pentru că era important să se fie discutat în prealabil. Cu directori, cu rectori. Eu încă o dată spun, o parte din directori și rectori care vor fi vor fi absorbiți din este. Deci se revoltă cei care vor fi absorbiți, cei care absorb, să înțeleg așa. Din păcate, nu. Nu așa? N-aveți dreptate. Sunt îmi pare bine că n-am dreptate de data asta. Îmi pare bine. Eu cunosc, sunt și sistemul din Estonia, am fost, m-am documentat. Institutul cibernetic n-a fost niciodată nici în Academie, nici în Minister. Asta am și spus. Și asta e foarte bine, că există și institute de diferite moduri. În privința finanțării științei în Estonia. Este un fond de cercetare la care pot apela. Dacă eu am ceva bun, eu spun că sunt gata să implementez. Mi se dă o sumă și pe un anumit termen. Pe termenul ăsta ești finanțat, ai banii ăștia. Dacă singur fundația asta caută cu unde să implementeze. Eu sunt cercetător, nu știu. Eu nu mă pricep până îmi vinde ceva. Eu știu alt lucru. Iar cei care sunt în fundația asta, ei caută unde ar trebui implementat. Și din banii care o să-i primească implementând ceva bun, ajung de cum se finanțează mai departe și știința. Eu mi-am amintit... Lucrul ăsta e foarte bun. Mi-am amintit de septembrie. Dacă îmi permiteți doar o remarcă, aș vrea să zic că, de fapt, cei la ce vă referiți dumneavoastră nu este atât fundație sau fond, este vorba de Consiliul pentru Cercetare Estonian, care are exact aceleași funcții, cum ați spus dumneavoastră, da, deci analizează și face concursurile de proiecte pe bază competitivă. Da. Dar... nu pe ce aș vrea eu să cercetez sau ce vrea nu știu cine să cerceteze, dar pe direcții determinate ca fiind prioritare. Aceeași funcție acum pentru organizarea proceselor de concursuri de proiecte o are acum ANCD, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Altceva este că în Estonia colegii mai au câteva entități care sunt cele care gestionează cumva și sprijină proiecte inovative pe domenii. Există INOVE, Fundația INOVE, dragi prieteni ai mei pe care îi cunosc pentru că ei se ocupă de învățământul general și vocațional și am avut onoarea să comunic cu câte cineva dintre ei. Există Fundația Arhimede, care este cumva coordonatorul proiectelor care au participare internațională, dar
aici un moment pe partea de, cum ați spus dumneavoastră, că nu știu să vând. Da. Problema este că în momentul de față, astăzi, eu nu pot să produc ceva și pe urmă să mă aștept că cineva o să mă ajute să vând. Eu trebuie să știu de ce este nevoie. Ca cineva să fie interesat de produsul meu, asta pornește de la început. Deci o agenție care să-ți facă după asta legătura între cercetare și afaceri. A existat așa o agenție în Academie de Știință, da. Agenție pentru... Și cumva nu s-a întâmplat. Dar așa. Da. Atunci, ce... noi mergem la extremități. Vedeți? Sau totul într-o direcție sau tot în alta. Nu, da. Momentul dar ce face cercetarea fundamentală? Da. E, tot facem cu, iată, e tot acolo. Un mic exemplu. Algebra booleană. John Boole, când a făcut algebra logică, algebra booleană, a spus că asta niciodată nu va avea nicio aplicație. O aplicare, da? Astăzi toate telefoanele, toate calculatoarele și toate acestea sunt. Câteodată ce înseamnă comandă de stat? Asta niciodată niciun stat nu va comanda așa ceva. Deci mai există și cercetători care au viziunea proprie, mai există și așa zisă memorie instituțională. Dacă în institutul cutare eu am ceva și văd că are perspectivă, exact, nu trebuie să-mi spună domnul Topală sau de aceea și vorbeam de faptul că finanțarea instituțională trebuie modificată și ăsta este obiectivul ministerului și al domnului ministru, să schimbe această situație. Doamna președinte, eu suntem pe final, la septembrie 2019, dumneavoastră erați în poziție de ministru, țineți minte la o ședință dimineață la... Deci, Parlament, noi am discutat problema lansării concursului de proiecte. Eu am fost categoric împotrivă. De ce? Fiindcă atunci spuneam, mai întâi noi trebuie să luăm o decizie cu referire la finanțarea instituțională. Dumneavoastră ați venit cu argumente că nu avem timp. Dacă noi nu pornim proiectele ca să fim finanțați la 1 ianuarie 2020, asta înseamnă că, în general, poate fi un colaps. S-a mers pe proiecte. Dumneavoastră știți ce rezonanță în societate a avut concursul de proiecte. Dezastruos. Adică noi mai întâi am anunțat concurs de proiecte și mai apoi am revenit la finanțarea instituțională. Care și până astăzi... Finanțarea instituțională a existat și acolo, doar că a fost legat de modul în care s-au câștigat și proiectele. Păi da, dar... Ceea ce își propune acum... Eu nu zic că un minister sau altul a fost cel mai bun să decidă, da? Dar ceea ce își propune acum ministerul și obiectivul specific al domnului ministru Topală este să intervină exact la acest capitol, da? Pentru că finanțarea instituțională, cea care ar sprijini și cel mai mult și cercetarea fundamentală și aceste proiecte inovative de care vorbea domnia sa, domnul academician Gaindrich, este tocmai important acum să se facă și asta se va întâmpla. Trebuie să încheiem acest ciclu până în 2023, să încheiem povestea cu proiectele și cu tot și mai departe să mergem pe un procent mai mare pentru finanțarea instituțională, dar și pentru rigori mult mai serioase, aici absolut de acord cu dumneavoastră, pentru concursurile de proiecte. Și eu chiar sper că pas cu pas se va investi și cercetătorii noștri vor fi toți gata să-și prezinte proiectele și entitățile de cercetare, da? Deci să-și prezinte proiectele în limba engleză ca să poată fi evaluate nu doar de colegi de aici și colegi din România, dar și colegi din exterior. Pentru că asta vrem, să fie cele mai bune proiecte. Fără o evaluare, fără a aduce cadrul normativ, fără... Desigur, ăștia sunt pașii următori, păi mai în, nu următori, ei trebuie să fie primii pași și după aceasta, în baza acestei evaluări și de implementat reforma. Este clar că abordarea este greșită. Asta este opinia adunării generale extraordinare a membrilor Academiei de Știință a Moldovei. Eu pot să repet ceea ce, iată, domnul Coliuc a spus, că dacă nu va fi oprit, înseamnă că cineva pur și simplu lucrează contra societății, deci, Republicii Moldova. Deci eu cred că dumneavoastră trebuie să mai discutați cu colegii, inclusiv ar fi cu cei bine menționați. Da, întrebarea mea, dacă mai permiteți, va mai fi timp să discutăm. Bineînțeles, mai este timp de discuție. Emisiunea Spațiu Public și ia vacanță și revin în august și vreau să reiau discuțiile. O să discutăm deja pe pașii următori după aprobarea proiectului și pe ce trebuie făcut mai departe. Pentru că deja Ministerul Educației lucrează și există un sprijin din partea
facilității pentru sprijinul politicilor din programul Orizont. Deja există, eu personal am discutat și eu cu echipa care este implicată în această propunere de recomandări ce urmează să fie făcut. Și faptul că acum și infrastructura noastră de cercetare și cercetătorii, deci mai ales infrastructura, este foarte fragmentată și mai mult de 60% din ea este foarte veche. Suntem pe final și aici trebuie să vă mulțumesc pentru participare și sper că discuțiile vor continua a fi și pe alte platforme, așa ca să se ajungă la consens. Vă mulțumesc, mulțumesc publicului care a ascultat programul, îl invit să fie și pe mai departe cu postul național de radio.